Atunci când vorbim despre sanctuar, despre locul sfânt pe care Dumnezeu și l-a dorit ca să fie prezent în mijlocul poporului, în tot timpul, cunoaștem activitățile de la sanctuar sau de la templu sau de la cortul întâlnirii, activitățile zilnice care aveau la bază jertfa. În fiecare zi, preotul aducea un miel dimineața și un miel seara. Se numea jertfa perpetuă. Aceasta era ca o garanție, ca un mijloc de protecție special pentru întregul popor. Dacă cineva ar fi păcătuit în timpul nopții, atunci jertfa de seară îi asigura protecția până la lumina zilei pentru ca să aducă după aceea un miel ca jertfă pentru ispășirea păcatului. Jertfa aceea putea să fie adusă doar la templu, doar în prezența unui preot. În momentul în care omul care păcătuia venea înaintea templului sau în cort, în curtea templului sau în curtea cortului întâlnirii, omul acesta, avem imaginea aceasta aici, împreună cu mielul, pe drum purtarea omul împreună cu mielul purtat de către om, era o mărturie publică a faptului că el păcătuise. Era întâmpinat întotdeauna de un preot în curtea templului, omul își așeza mâna pe capul mielului, mărturisea păcatul făcut, preotul îi întindea cuțitul pentru ca omul să aducă jertfa și preotul cu un vas păstra o cantitate mică din sângele mielului. Din momentul acesta, omul pleca acasă, iertat, eliberat, fără nicio condamnare. Păcatul era transferat prin sângele mielului, mai întâi în sfânta, unde preotul stropea cu degetul mare în fața perdelei de 7 ori. În mod simbolic, sângele trecea prin perdeaua aceea care despărțea Sfânta de Sfânta Sfintelor, în locul unde se găsea chivotul, în cel mai important loc din sanctuar, Sfânta Sfintelor. Acolo, păcatul acela, deși iertat de vină omul care l-a înfăptuit, păcatul acela se găsea încă acolo, în valabilitatea unui an de zile, și se aștepta ziua cea mai importantă din întregul an, numită ziua judecății sau ziua ispășirii. Aceasta însemna că trebuia să se facă o judecată, o judecată a tuturor păcatelor făcute și mărturisite. Dacă păcatele erau mărturisite prin jertfa omului care le-a înfăptuit, ele se găseau în Sfânta Sfintelor și ele trebuiau să fie șterse de acolo. Înțelegem că una este păcatul iertat și altceva păcatul ispășit sau păcatul șters. Ștergerea aceasta se făcea de către marele preot care intra în Sfânta Sfintelor, în sanctuar, o dată pe an, într-o singură zi, o zi stabilită în prealabil. Doar în acea zi din an, marele preot intra în Sfânta Sfintelor, aducând mai întâi pentru sine jertfă, apoi intrarea în Sfânta Sfintelor îl împovăra pe marele preot cu toate păcatele mărturisite care se găseau în Sfânta Sfintelor și aceste păcate trebuiau să fie purtate de marele preot, scoase de către marele preot afară din cortul întâlnirii, din Sfânta Sfintelor și pentru aceste păcate iertate, trebuia să plătească cineva. Și pentru păcatele acestea iertate, trebuia să plătească țapul pentru Azazel, țapul ispășitor, care îl simboliza pe Satana. În felul acesta, putem să înțelegem acum lucrarea Domnului Hristos în sanctuarul ceresc. În ziua aceea, de vineri,
La ora 3 după amiază era jertfa de seară, întotdeauna la ceasul acela. Era anunțat momentul jertfei de seară, când se aducea un miel de la arderea de tot, se anunțau, toți cei din jur știau sunetul pe care preotul de serviciu îl lansa, pentru că este ceasul jertfei de seară. Preotul este în curtea templului, este gata să aducă un miel ca jertfă. Înainte de a fi adus mielul de jertfă, el trebuia să fie verificat, trebuia să fie cercetat cu atenție, fără niciun cusur. Mielul este așezat pentru a fi jertfit pe altar. În timp ce preotul ridică cuțitul ca să junghie victima, pământul se cutremură, totul pare că își pierde poziția stabilă și preotul, înspăimântat, îngrozit chiar, dă drumul cuțitului din mână și în mișcarea aceea mielul scapă. Nu mai este jertfit. Peste vuietul cutremurului, preotul care este în curte aude un zgomot puternic, neobișnuit. Era zgomotul prin care o mână nevăzută în Sfânta și Sfânta Sfintelor rupea perdeaua despărțitoare a celor două încăperi, de sus până jos. În felul acesta, locul din Sfânta Sfintelor, unde nu avea voie să privească nimeni, unde nu intra nimeni decât marele preot odată pe an, este liber pentru a fi privit. Pentru prima dată, preoții pot să privească acum, chiar din afară, în Sfânta Sfintelor. Peste Ierusalim, norii negri sunt din ce în ce mai profunzi și întunericul se așează peste întreaga localitate. Este momentul în care pe cruce, unde este răstignit Domnul Iisus, mielul pascal strigă: s-a sfârșit. Strigătul acesta are mai multe însemnătăți. În timp ce Domnul Iisus moare pentru păcatele lumii, el stabilește prin jertfa sa garanția iertării tuturor păcatelor de 4.000 de ani până în momentul în care el își dă viața ca miel al lui Dumnezeu. În momentul morții, când strigătul s-a sfârșit, a fost rostit de pe buzele Domnului Iisus, tipul sau originalul jertfei întâlnește simbolul. Toți miei care au fost jertfiți pentru păcate, toți miei erau niște simboluri ale adevăratului miel care acum atârna pe cruce, încredințându-și viața în mâna lui Dumnezeu. Chiar evenimentul spre care serviciile de la templu au arătat de-a lungul veacurilor a avut loc. De aceea Apostolul Pavel spune că legea ceremonială a fost un îndrumător spre Domnul Hristos, un ghid. Tot ceea ce se petrecea la templu nu era decât o lecție deschisă zilnică pentru cei care doreau să o cunoască, în legătură cu ceea ce urmează să se întâmple cu Domnul Iisus, cu Mesia cel așteptat de iudei. Mântuitorul și-a îndeplinit jertfa ispășitoare și pentru că simbolul a întâlnit realitatea, ritualurile ce prefigurau acest sacrificiu au fost înlăturate. Din cauza aceasta a fost sfâșiată perdeaua, de aceea a căzut cuțitul din mâna preotului și de aceea a scăpat mielul. Nu mai era nevoie niciodată de un miel de jertfă pentru păcatul cuiva. Însă mai este mult, încă mult mai este din istoria mântuirii. Pentru că planul de mântuire nu se oprește odată cu moartea Domnului Iisus. Urmează învierea Domnului. Urmează apoi înălțarea la cer. Și aceste două evenimente îndreaptă atenția noastră spre sanctuarul din ceruri,
Adică spre locul unde Domnul Iisus s-a înălțat. Acolo, Domnul Iisus nu mai slujește ca miel. În sanctuarul de pe pământ, pământul ca un sanctuar, a fost primită pe el imaginea Domnului Iisus ca miel de jertfă. În sanctuarul ceresc, Domnul Iisus este preot. Jertfa adusă odată pentru totdeauna de mielul lui Dumnezeu a fost oferită. Și aceasta face posibil ca toți cei ce beneficiază de această jertfă ispășitoare să fie în siguranță pentru iertarea păcatelor. Să vorbim puțin despre sanctuarul din ceruri. În Exodul, capitolul 25, descoperim că Dumnezeu a dat instrucțiuni lui Moise să construiască ca loc al șederii sale pământești. Modelul. Să-mi fac un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. Să faceți cortul și toate vasele lui după chipul pe care vi-l voi arăta. Chipul acesta, spre deosebire de arca lui Noe, de pildă, pe care Dumnezeu îi spune, îi dictează cum să o facă, chipul acesta Dumnezeu îl arată lui Moise. Și aceasta ne lasă să înțelegem că ceea ce Dumnezeu îi arată lui Moise este original, este realitate. Este primul sanctuar, acum, făcut după modelul din ceruri. Este cortul întâlnirii, așa cum îl definește Biblia. Aici, oamenii erau învățați calea mântuirii. După aproximativ 400 de ani de când Dumnezeu i-a arătat lui Moise chipul după care să facă cortul întâlnirii, Solomon zidește templul de la Ierusalim. Și acesta a fost un înlocuitor al cortului portabil pe care Moise îl făcuse. Aminteam într-o ocazie trecută faptul că nu era nevoie în pustiu, în timp ce evreii călătoreau continuu 40 de ani, nu era nevoie de ceva imobil. Era nevoie de ceva care se putea strânge, care se putea purta cu ușurință, pentru că așa era cerința lui Dumnezeu. După ce Nebucadnețar a distrus templul pe care Solomon l-a zidit, cei din exil, când au fost eliberați din captivitatea babiloniană, atunci când Dumnezeu l-a determinat pe Cir să emită decretul de eliberare a evreilor, de liberă alegere a celor care vor să plece, cei întoși din robie au înălțat al doilea templu, pe care Irod cel Mare, împăratul iudeilor din vremea Domnului Iisus, l-a înfrumusețat și din nefericire. Acest templu pe care Irod l-a făcut una din minunile lumii este templul despre care Domnul Iisus spunea nu va rămâne piatră pe piatră. Iar lucrul acesta s-a întâmplat în anul 70, când armata romană condusă de Titus a dărâmat Ierusalimul dându-i foc. Noul Testament descoperă faptul că există un sanctuar, unul care este în ceruri. În acest sanctuar, Domnul Hristos slujește acum ca mare preot la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri. Așa de frumos spune Apostol Pavel în Evrei capitolul 8 cu versetul 1. El chiar subliniază că punctul cel mai important, punctul cel mai însemnat de până acum, din tot ceea ce el vorbise evreilor, este că avem un mare preot, spune Apostolul Pavel, care slujește în sanctuarul din cer. Acest sanctuar este adevăratul cort care a fost ridicat nu de un om, ci de Dumnezeu. La muntele Sinai, spuneam, lui Moise a fost arătat chipul și ca urmare a devenit cortul pe care Moise l-a construit, chipul sau modelul în miniatură al sanctuarului ceresc. Sunt multe locuri în care Scriptura vorbește despre existența unui sanctuar sau
un templu ceresc. Și avem referințe în cartea psalmilor, Mica, în cartea profetului Mica. Iar în viziune, Ioan, autorul Apocalipsei, a văzut sanctuarul ceresc. El îl descrie ca fiind templul cortului mărturiei din cer și templul lui Dumnezeu care este în cer. Acolo, în acest sanctuar din ceruri, Ioan a văzut obiectele după care au fost făcute piesele ce mobilizează locul sfânt al sanctuarului pământesc. De pildă, Ioan a văzut cele 7 sfeșnice, a văzut un altar al tămâierii. Acolo a văzut și chivotul legământului în care se găsesc cele 10 porunci. Este clar faptul că Sfânta Scriptură prezintă sanctuarul ceresc ca un loc real, nu ca o metaforă sau ca ceva abstract. Sanctuarul ceresc, mai întâi de toate, este locul șederii lui Dumnezeu. Ca urmare, dacă ne-am gândit vreodată unde este Domnul Iisus, unde s-a dus după înălțarea la cer, unde este locul în care El de 2000 de ani se găsește, răspunsul biblic este că Domnul Iisus se găsește alături de Dumnezeu în sanctuarul din cer, acolo unde este tronul milei, tronul harului, acolo unde El, ca preot și ca mare preot în același timp, El face mijlocire între oameni și Dumnezeu Tatăl. El are acum slujba aceasta, funcția aceasta de mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Cu alte cuvinte, orice rugăciune care se înalță către Dumnezeu trebuie să treacă prin Domnul Iisus, pentru ca El să o preia și să o prezinte prin meritele sale, înmirezmate cuvintele în meritele jertfei Lui, cu care se prezintă apoi înaintea Tatălui. Slujirea în sanctuarul ceresc ne este descoperită ca fiind o solie a mântuirii. Tot ceea ce se face în sanctuar are legătură cu mântuirea. Din cauza aceasta, sanctuarul a ilustrat 3 faze ale lucrării de slujire a Domnului Hristos. Mai întâi este jertfa înlocuitoare și în timp ce un miel murea în locul păcătosului, Domnul Iisus a preluat această funcție, pentru că toți miei erau doar simboluri ale adevăratului miel. Apoi, mijlocirea preoțească, și Biblia vorbește foarte clar că nu mai există niciun alt mijlocitor între oameni și Dumnezeu, ci omul Iisus Hristos. El este preotul nostru și este marele nostru preot. În același timp, sanctuarul vorbește despre cea de-a treia fază, am spus la început despre judecata aceea din ziua ispășirii. În același timp, trebuie să înțelegem că dacă era în sanctuarul de pe pământ, la templu, dacă era o zi numită ziua ispășirii, era ziua judecății în care se cerceta sufletul fiecărui om să se vadă dacă mai există vreun păcat nemărturisit. Dacă exista în ziua ispășirii un păcat pe care un om nu-l mărturisise și pentru care nu adusese jertfă, omul acela trebuia să fie pedepsit. Era judecata. Judecata aceasta însă nu era doar cu nuanța de condamnare. Această judecată avea și elementul de asigurare, elementul de răsplătire. Și răsplătirea nu era nimic alta decât viața. Pentru că bucuria cu care oamenii plecau de la ziua ispășirii, atunci când știau că sufletul este curat, că nu-i condamnă niciun păcat și au un dar de la Dumnezeu, încă un an de zile era imensă. În același fel, când vorbim despre sanctuarul ceresc, noi trebuie să știm că bazându-ne pe jertfa înlocuitoare a Domnului Iisus, a murit în locul meu. Când mă bucur că El este preot și mijlocește pentru mine, trebuie să știu că la judecata finală, dacă păcatele mele sunt mărturisite și iertate prin sângele Domnului Iisus, judecata pentru mine nu înseamnă decât
Invitația aceea pe care Dumnezeu o spune, bine rog bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. Dar aceea judecată va spune celor care au neglijat relația mântuitoare cu Domnul Iisus, duceți-vă de la mine, păcătoșilor, blestemaților, în focul cel veșnic. Vorbim acum despre jertfa înlocuitoare. Spuneam că este mai întâi prima etapă a lucrării din sanctuar. Fiecare jertfă adusă la sanctuar simboliza moartea Domnului Iisus pentru iertarea păcatelor. Descoperea un adevăr categoric. Fără vărsare de sânge, nu este iertare. Făcând o paranteză aici, nu trebuie să ne mirăm de ce Satana este atât de interesat să creeze în mintea multor creștini ideea că se pot mântui singuri. Ideea că vor putea să facă ei fapte bune, că vor putea să fie atenți ca să nu păcătuiască. Dar aceasta este doar o capcană în care cad foarte mulți, pentru că fără Domnul Iisus, fără jertfa Domnului Iisus acceptată în locul meu, nu poate să fie iertare. Fără sânge nu este iertare. Aceste jertfe ilustrează câteva adevăruri. Mai întâi, judecata lui Dumnezeu asupra păcatului. Pentru că păcatul, și aici putem sublinia că orice păcat, indiferent că îl numim mic sau mare, orice păcat este o răzvrătire profund înrădăcinată împotriva tot ceea ce este bun, tot ceea ce este curat și ceea ce este sfânt. De aceea, păcatul nu poate fi ignorat. Plata păcatului, plata oricărui păcat, este moartea. Nu este așa că ne mirăm uneori de ce atâta atitudine fermă, irevocabilă din partea lui Dumnezeu, pentru că Adam a mâncat din niște fructe despre care Dumnezeu i-a zis să nu mănânci? Ce pagubă a făcut lui Dumnezeu prin fructele acelea pe care el le-a mâncat? În realitate, acolo nu este vorba de fructe, de cantități, ci este vorba de atitudine. Și vreau să reținem că ori de câte ori ispita vine în fața noastră și noi o acceptăm, nu facem nimic altceva decât să ne răzvrătim împotriva lui Dumnezeu. Întoarcem spatele Duhului Sfânt. Nu ne mai interesează jertfa înlocuitoare a Domnului Hristos. Orice păcat făcut cu gândul nostru, făcut cu privirea, cu mâinile, cu dorințele, cu plăcerile noastre. Orice păcat este răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Și plata păcatului este moartea. Apoi, jertfa înlocuitoare vorbește despre moartea înlocuitoare a Domnului Hristos. Isaia ne spune, noi rătăceam cu toții ca niște oi, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, spune Apostolul Pavel. Și probabil că foarte interesant și foarte important este că Dumnezeu a oferit jertfa ispășitoare. El a avut inițiativa, El a avut pregătirea necesară, El a suferit pentru că a oferit jertfa ispășitoare. Jertfa aceasta este Hristos Iisus. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire. Pe El Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi, pentru ca noi să fim neprihănirea Lui Dumnezeu. Când a fost luată hotărârea aceasta? Când Dumnezeu l-a rânduit pe Fiul să moară pentru păcatele răzvrătiților? Biblia ne spune că înainte de întemeierea lumii. Cu alte cuvinte, atunci când Adam și Eva au păcătuit, planul de mântuire era deja făcut. Domnul Iisus era deja dispus să moară pentru Adam și pentru Eva. A fost nevoie doar de timp ca să se împlinească hotărârea aceea. Pentru că Domnul Hristos, răscumpărătorul, a luat asupra lui judecata păcatului. S-a hotărât și a fost dispus să accepte condamnarea
în locul oamenilor. Hristos a fost tratat cum meritam eu, adică pedepsit, pentru ca eu să pot fi tratat cum merita El, adică slăvit, cinstit, așezat alături de Tatăl. El, Domnul Iisus, a fost condamnat pentru păcatul meu, la care El nu contribuise nimic, pentru ca eu să pot fi îndreptățit prin neprihănirea Lui, la care eu nu contribuisem cu nimic. El a suferit moartea care era a mea, pentru ca eu să pot primi viața care era a Lui. Aceasta înseamnă, prin rănile Lui suntem tămăduiți. Dacă jertfele pentru păcat în sanctuarul pământesc erau repetitive, se repetau de fiecare dată când un om păcătuia, jertfa originală, moartea ispășitoare a Domnului Hristos, atunci când a avut loc la Calvar, a fost odată pentru totdeauna. Nu va mai fi niciodată altă ocazie prin care Domnul Iisus să sufere, pentru că viața Lui este îndestulătoare pentru orice om de pe planeta aceasta. Pe cruce, pedeapsa pentru păcatul neamului omenesc a fost pe deplin plătită. Dreptatea divină a fost satisfăcută. Din perspectiva legală, lumea a fost readusă în grația lui Dumnezeu. Ispășirea sau împăcarea a fost desăvârșită la cruce și astfel, credinciosul pocăit se poate încrede în lucrarea încheiată a Domnului Iisus. Cea de-a doua fază, mijlocirea preoțească. Dacă jertfele făceau ispășire pentru păcat, de ce mai era nevoie de un preot? Rolul preotului era important pentru că atrăgea atenția la nevoia de mijlocire între păcătoși și Dumnezeul Sfânt. Nimeni, în afară de preot, nu avea voie să umble cu sângele jertfei și nimeni, în afară de preot, nu avea voie să intre în Sfânta sau în Sfânta Sfintelor. Ca urmare, mijlocirea preoțească prefigura lucrarea de mijlocire a Domnului Hristos ca mare preot în sanctuarul ceresc. Rețineți versetul acesta din 1 Timotei, capitolul 2, cu versetul 5. Este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. De aceea, spovedania la un preot, spovedania la un pastor, nu are niciun sens, pentru că nu mai este niciun preot mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Niciun pastor nu se așează să mijlocească. El poate să se roage, dar orice om are intrare liberă la tronul lui Dumnezeu prin jertfa Domnului Iisus. Mijlocirea și spășirea trebuie să fie înțelese într-un mod foarte clar de către noi. Pentru că termenul ispășire implică și reconcilierea între două părți înstrăinate. Cu moartea ispășitoare a Domnului Hristos, a împăcat lumea cu Dumnezeu. Între Dumnezeu și lume era răzvrătire. Preoția levitică ilustrează lucrarea mântuitoare pe care Domnul Hristos a continuat-o de la moartea sa. După aducerea jertfei, cel păcătos pleca acasă. Ritualul iertării era făcut doar de un preot, de un levit. În sanctuarul pământesc, preoții aduceau la îndeplinire două slujbe distincte. O slujbă zilnică în locul sfânt, prima despărțitură a cortului, și slujirea anuală în locul preasfânt. Era ziua aceea a ispășirii, când marele preot intra în cea de-a doua despărțitură a sanctuarului. Aceste servicii ilustrează lucrarea preoțească a Domnului Iisus, pentru că Domnul este preot și mare preot. Lucrarea preoțească în locul sfânt al sanctuarului putea fi caracterizată ca o lucrare de mijlocire, de iertare, de împăcare, dar și de restaurare, adică de refacere. Fiind o lucrare continuă, aceasta asigura accesul continuu la Dumnezeu. Ea simboliza adevărul că păcătosul pocăit
are acces imediat și continuu înaintea lui Dumnezeu, prin slujba preoțească a Domnului Hristos, ca mijlocitor și ca mediator. Când păcătosul venea la sanctuar cu jertfa, el punea mâinile pe capul animalului nevinovat și mărturisea păcatul său. Acest act transmitea în mod simbolic păcatul său și pedepsa pe care o merita asupra victimei. Ca rezultat, omul obține iertarea păcatelor. În fiecare jertfă adusă există ideea substituirii, înlocuirii. Victima ia locul omului păcătos. Sângele jertfei pentru păcat era dus în sfânta, în prima despărțitură. Era stropit înaintea perdelei. Era apoi așezat pe altarul, pe coarnele altarului tămâierii. Participanții înțelegeau că păcatele lor și răspunderea pentru ele erau transferate asupra sanctuarului și asupra preoției lui. Omul păcătos pleca de acolo iertat, asigurat de faptul că Dumnezeu l-a primit, datorită înlocuitorului. Când un păcătos astăzi este atras la pocăință de către Duhul Sfânt pentru a-L primi pe Hristos ca Domn, dar și ca Mântuitor personal, atunci Domnul Hristos ia asupra Lui păcatele și răspunderea pentru ele. Omul este iertat fără plată. Hristos este garantul credinciosului, așa cum este și înlocuitorul Lui. Este așa de plăcută imaginea în care, în ciuda păcatului care înseamnă răzvrătire, pocăința care înseamnă o adâncă părere de rău pentru păcatul făcut, dar și dorința de a nu mai face, pocăința îi deschide posibilitatea Domnului Iisus să preia cazul nostru de fiecare dată lucrul acesta. Dacă trebuia să aduci alții mei pentru alte păcate, este suficient să apelezi la același miel, la Domnul Hristos, pentru orice păcat ai fi făcut și El este gata să mijlocească pentru tine. Lucrarea de preot a Domnului Hristos asigură păcătosului iertarea, dar și împăcarea cu Dumnezeu. Observați că nu este de ajuns să fiu iertat. Eu trebuie să știu că iertarea mă împacă cu Dumnezeu, iar Dumnezeu mă privește ca și când n-am păcătuit niciodată. Mă redenumește Fiul Lui. Îmi redeschide posibilitatea trăirii vieții veșnice alături de El. De dragul Domnului Iisus, Dumnezeu iartă pe păcătosul pocăit, îi iartă păcatele și îi înscrie numele în cartea vieții, considerându-l ca pe unul dintre fiii săi. E puțin lucrul acesta? În ciuda păcatului? În ciuda unei vieți păcătoase? Cu toate că îți mai place păcatul, Domnul, datorită Domnului Hristos, Tatăl, te iartă și te consideră ca unul dintre fiii săi. Slujirea în sfânta de către Domnul Hristos aduce credinciosului îndreptățire, dar și sfințire, adică transformare. Cea de-a treia etapă a lucrării din sanctuar este judecata finală. Și ne gândim acum la ziua ispășirii. Evenimentele care se petreceau în ziua ispășirii ilustrează cele trei faze ale judecății finale a lui Dumnezeu. Prima este judecata de cercetare a dosarului fiecărei persoane. Este important lucrul acesta. Pentru că în mod obișnuit, în zilele noastre, orice proces intentat, orice judecată a cuiva, când cineva este chemat la judecată, el trece prin aceste trei faze. Se cercetează dosarul, se pronunță sentința și cea de-a treia este executarea sentinței. În același mod acționează și Dumnezeu. Înainte de revenirea Domnului Hristos, adică în timpul vieții noastre, acum, Apocalipsa 10 cu versetul 1
descrie, până la 11, întregul capitol, descrie un aspect al judecății. Apoi am văzut un alt înger puternic care se cobora din cer, învăluit într-un nor. Deasupra capului lui era curcubeul, fața lui era ca soarele și picioarele lui erau ca niște stâlpi de foc. În mână ținea o cărticică deschisă. A pus piciorul drept pe mare, piciorul stâng pe pământ și a strigat cu glas tare cum răgnește un leu. Când a strigat el, cele 7 tunete au făcut să se audă glasurile lor. Când au făcut cele 7 tunete să se audă glasurile lor, eram gata să mă apuc să scriu. Și am auzit din cer un glas care zicea, pecetulește ce au spus cele 7 tunete și nu scrie ce au spus. Îngerul pe care îl văzusem stând în picioare pe mare și pe pământ și a ridicat mâna dreaptă spre cer. A jurat pe cel ce este viu în vecii vecilor, care a făcut cerul și lucrurile din el, pământul și lucrurile de pe el, marea și lucrurile din ea, că nu va mai fi nicio zăbavă, ci că în zilele în care îngerul al 7-lea va suna din trâmbița lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu după vestea bună vestită de el robilor săi prorocilor. Glasul pe care l-auzisem din cer mi-a vorbit din nou și mi-a zis, du-te, ia cărticica deschisă din mâna îngerului care stă în picioare pe mare și pe pământ. M-am dus la înger și i-am cerut să-mi dea cărticica. Ia-o, mi-a zis el, și mănâncă-o. Ea îți va amări pântecele, dar în gura ta va fi dulce ca mierea. Am luat cărticica din mâna îngerului și am mâncat-o. În gura mea a fost dulce ca mierea, dar după ce am mâncat-o, mi s-au umplut pântecele de amărăciune. Apoi mi-au zis, trebuie să prorocești din nou cu privire la multe noroade, neamuri, limbi și împărați. Pasajul acesta așează un moment al începerii primei faze a judecății lui Dumnezeu. Adică, solia despre momentul în care Dumnezeu a început judecata de cercetare. Judecata de cercetare a vieții, începând cu Adam, până în zilele noastre. Aceasta este cuprinsă în Apocalipsa, în pasajul care se numește Întreita solie îngerească. Apocalipsa 14 vorbește despre un înger care zboară prin mijlocul cerului și strigă. El are în mână o evanghelie veșnică pe care să o vestească oricărui om de pe întinsul pământ, în orice limbă, oricărui neam, oricărui popor. Îngerul acesta care zboară prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică și strigă, altfel spus, este văzut și auzit, are un mesaj corespunzător cu prima fază a judecății finale. Îngerul strigă, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a sosit ceasul judecății lui. Și închinați-vă celui ce a făcut cerurile și pământul, marea și izvoarele apelor. Această solie, acest mesaj biblic al Apocalipsei vorbește despre începerea judecății de cercetare. În ocazia următoare vom vorbi ce a însemnat lucrul acesta. Vom vorbi despre judecata finală prorocită în Sfânta Scriptură și vom descoperi acolo momentul în care a început sfârșitul. Pentru că atunci când se pronunță cuvântul judecată, putem să vorbim despre sfârșit. Sfârșitul nedreptății sau sfârșitul amăgirii. Poți să fii repus în drepturi în urma judecății sau poți să fii condamnat în funcție de ceea ce este dosarul și ceea ce cuprinde dosarul vieții tale. Prima fază a judecății finale a lui Dumnezeu, ceea ce se întâmpla și în ziua ispășirii, era cercetarea vieții fiecăruia. Și spuneam mai devreme că în momentul în care cineva avea în sufletul său, în conștiința sa, în viața lui, un păcat nemărturisit, pentru care nu adusese jertfă, ziua ispășirii era fatală pentru el. Pentru că cercetarea de către Dumnezeu a vieții lui, a omului care era înaintea lui, la templu,
prăbușit cu fața în țărână, așteptând sentința prin marele preot. Ceasul acela era ceasul judecății, când se cerceta sufletul fiecăruia. Cea de-a doua fază a judecății, spuneam, este pronunțarea sentinței. Asta va fi odată cu închiderea harului. Îngerul va ridica încă o dată mâna dreaptă spre cer și Dumnezeu va rosti cuvintele de sentință. Cine este drept, să rămână drept. Cine nu este drept, să păcătuiască mai departe. Aceasta este faza în care se pronunță sentința și corespunde cu încheierea judecății sau cu încheierea mijlocirii pe care Domnul Iisus o face astăzi în Sfânta Sfintelor. Câtă vreme Domnul Iisus este acolo, în sanctuar, în Sfânta Sfintelor, mijlocind între mine și Dumnezeu, dacă mai am păcate, pot să primesc iertare. Dar când Domnul Iisus pleacă de acolo, când își dezbracă haina de mare preot, încheiindu-se mijlocirea, încheiindu-se posibilitatea de iertare a păcatelor, în locul hainei de mijlocitor, Domnul Iisus va îmbrăca haina de judecător. Și cine este găsit drept, va primi răsplata vieții veșnice. Cine va fi găsit cu păcatele nemărturisite și neiertate, va fi pedepsit și aruncat în focul veșnic. Aceasta se realizează în cea de-a treia fază a judecății, numită și faza executivă, când are loc pedeapsa celor păcătoși, nu la revenirea Domnului Iisus, ci la reîntoarcerea Lui după 1000 de ani, la sfârșitul mileniului. Aceasta este descrierea biblică a ceea ce se întâmplă. A doua parte a slujbei preoțești este în principal concentrată asupra sanctuarului și gravitează în jurul curățirii sanctuarului și a poporului lui Dumnezeu. Această formă de slujire care se concentra în Sfânta Sfintelor, pe care numai marele preot o putea aduce la îndeplinire, era limitată la o singură zi în fiecare an religios. Curățirea sanctuarului cerea doi țapi, unul pentru Dumnezeu care era jertfit, altul era de trimis. Azazel, în ebraică înseamnă Satan. Sacrificând țapul pentru Dumnezeu, marele preot făcea ispășire pentru Sfântul Locaș. Și Sfânta Sfintelor trebuia să fie curățită, nu? Luând sângele țapului pentru Dumnezeu, care reprezenta sângele lui Hristos, ducându-l în Sfânta Sfintelor, mare preot îl aplica în mod direct, chiar în prezența lui Dumnezeu. Milostivitorului, acoperământul chivotului conținând cele 10 porunci, pentru satisfacerea cerințelor legii sfinte a lui Dumnezeu. Altfel zis, cu sângele țapului, care fusese tras la sorți pentru Domnul, marele preot intra având sângele acesta garanție că legea nu-l va distruge, pentru că între porunci și marele preot se găsea capacul chivotului numit milostivitorul sau capacul harului. Acțiunea simboliza prețul nespus de mare pe care Domnul Hristos avea să-l plătească pentru păcatele noastre. Descoperea astfel cât de doritor este Dumnezeu să împace pe poporul său cu sine. Apoi, el ducea acest sânge pe altarul tămâierii și pe altarul arderii de tot, care în fiecare zi a anului fusese răstropite cu sângele care reprezenta păcatul mărturisit. Prin aceasta, marele preot făcea ispășire pentru sanctuar, dar și pentru întregul popor. Se realiza curățirea și sanctuarului, dar și a poporului. În continuare, reprezentând pe Domnul Hristos ca mijlocitor, marele preot
lua asupra sa păcatele ce mânjiseră sanctuarul. El se încărca cu păcatele care erau acolo, strânse. Dar apoi, marele preot, purtătorul păcatelor, întregului popor timp de un an de zile, transfera asupra țapului care era viu pentru Azazel, care apoi era dus departe de tabăra poporului lui Dumnezeu. Această acțiune îndepărta păcatele poporului, care în mod simbolic fuseseră transferate de la credincioși și pocăiți asupra sanctuarului, prin sângele sau carnea jertfelor, în cadrul slujbei zilnice de iertare. În acest fel, sanctuarul era curățit și pregătit astfel pentru lucrarea de slujire a unui nou an, care urma să înceapă imediat. În felul acesta, toate lucrurile erau puse în rânduială între Dumnezeu și poporul său. De aceea, când citim în Sfânta Scriptură despre ziua ispășirii, trebuie să înțelegem că ea era un simbol care ilustrează procesul judecății care se ocupă cu eradicarea păcatului. Ispășirea adusă la îndeplinire în această zi prefigurează aplicarea finală a meritelor Domnului Hristos spre a îndepărta pentru veșnicie prezența păcatului și a realiza deplina împăcarea Universului într-o unică și armonioasă conducere aceea a lui Dumnezeu. Păcatele celor mântuiți, celor iertați, trebuie să le plătească cineva. Și aceasta intră în sarcina lui Satana, pentru că el va fi pedepsit pentru toate păcatele celor mântuiți. Și cu siguranță nu vor fi puține. Azazel îl reprezintă pe Satana. Sapul acesta nu era sacrificat. Nu putea fi folosit ca mijloc de obținere a iertării. Sanctuarul era curățit în întregime prin sângele țapului pentru Domnul, mai înainte ca țapul de trimis să fie introdus în ritual. Păcatele mărturisite și iertate prin pocăință ale celor mântuiți au fost plătite prin jertfa Domnului Hristos. Păcatele celor pierduți vor fi plătite de către ei prin moarte asemenea lui Satana. Plata păcatului este moartea, adică despărțirea veșnică de Dumnezeu. Sigur că fiecare dintre noi trebuie să avem în vedere cele două posibilități. Vrei ca păcatele tale mărturisite și iertate să fie plătite prin jertfa Domnului Hristos? Este simplu, trebuie doar să accepți. Dacă nu se va întâmpla lucrul acesta, nu este decât o singură alternativă. Tu să plătești pentru păcatele tale alături de Satan. Țapul este prezentat ca o ființă personală care este în opoziție cu Dumnezeu. Leviticul 16 ne vorbește despre doi țapi. Unul pentru Iahve, celălalt pentru Satan. Aceasta vorbește despre diferența totală și fără posibilitatea unirii a lui Dumnezeu cu Satana. Întreaga responsabilitate pentru păcat va fi pusă asupra lui Satana, generatorul și instigatorul lui. Satana și urmașii săi, ca și toate consecințele păcatului, vor fi îndepărtate din univers prin nimicire, prin distrugere. Niciodată nu se va mai găsi urmă de Satana, de diavoli sau de păcat. Îndepărtarea păcatelor din sanctuar are legătură cu prima fază a judecății, judecata de cercetare. Credincioșii cei falși vor fi scoși afară, vor fi îndepărtați. Dumnezeu își va curăți biserica. Credința adevăratelor credincioși și unirea lor cu Hristos va fi reconfirmată înaintea Universului loial față de Dumnezeu. Rapoartele păcatelor vor fi șterse. Al doilea moment
este expulzarea sau îndepărtarea țapului în pustie. Aceasta simbolizează întemnițarea lui Satana pentru 1000 de ani pe acest pământ pustit, perioada ce începe la a doua venire și coincide cu a doua fază a judecății finale, care are loc în ceruri. Această judecată de 1000 de ani cuprinde o reexaminare a judecății celor nelegiuiți. Va fi spre folosul celor răscumpărați, dându-le posibilitatea să pătrundă modul în care Dumnezeu tratează păcatul și pe acei păcătoși care n-au fost mântuiți. Această judecată a lui Dumnezeu, de fapt, cei mântuiți îl vor judeca, îl vor verifica într-un fel pe Dumnezeu. Și aceasta va răspunde la toate întrebările pe care cei mântuiți le pot avea despre mila și despre dreptatea lui Dumnezeu. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că este posibil ca în ceruri să nu fie cineva la care te așteptai să-l găsești acolo. Poate un predicator, poate un slujbaș, poate cineva care ți-a dat cărți, poate cineva pe care l-ai văzut mereu la biserică. Și poate că nu se fie acolo. Sigur că ești intrigat de acest fapt. Și atunci vei dori să afli de la Dumnezeu de ce persoana respectivă nu este acolo. Sigur că poate să fie mai dureros faptul că nu vei găsi pe cineva drag cu care ai cântat, cu care ai slujit. Și Dumnezeu se lasă judecat. Îți va deschide cartea vieții. Vei căuta acolo în cartea vieții numele Lui și te vei uita. Și vei descoperi acolo păcate care n-au fost mărturisite, păcate pentru care nu s-a cerut iertarea, păcate care nu au fost aruncate în sângele Lui Hristos ca să fie spălate și curățite. Datorită acestui lucru cu amănunte scrise în cartea vieții, oamenii care vor vedea nu vor fi intrigați, nu-L vor îndinui pe Dumnezeu de nedreptate, ci vor descoperi că Dumnezeu a respectat propria alegere a fiecărui om. Consecința va fi recunoașterea dreptății și bunătății lui Dumnezeu. Din cauza aceasta, pe baza celor scrise în cartea vieții, nu va mai fi nicio lacrimă, nicio durere, pentru că nu este cineva pe care l-ai dorit atât de mult și pe care te-ai fi bucurat să-l ai alături de tine în ceruri lângă Iisus. Cea de-a treia fază a curățirii este curățirea taberei. Ne aducem aminte că odată cu țapul care purta păcatele, totul trebuia să se curețe, iar sângele țapului jertfit era dus pe coarnele altarului și în felul acesta se curăța curtea în care se găseau oamenii. Curățirea taberei simbolizează rezultatele celei de-a treia faze a judecății. Aceasta înseamnă că focul lui Dumnezeu, foc și pucioasă, scrie Apocalipsa, vor cădea peste nelegiuiți, peste cei păcătoși și va curăți pământul prin foc. Pământul cu tot ceea ce este păcat. Pentru că păcatul nu poate să iasă din corp. Cei mântuiți care sunt în cer nu mai au păcate. Jos, pe pământ, rămâne doar Satana și cu cei păcătoși. Ca urmare, focul lui Dumnezeu arde doar acolo unde este păcat. Putem să ne gândim, pentru că astăzi, câtă vreme Domnul Iisus este încă în sanctuarul ceresc, putem să alegem unde vom fi în momentul acela, când focul lui Dumnezeu va cădea peste pământul acesta. Putem să fim în cetatea Noului Ierusalim, alături de Domnul Iisus, și focul nu poate să ne atingă, pentru că nu există păcat. Nu pentru că n-am fi avut păcate, ci pentru că le-am curățit prin sângele Domnului Iisus. L-am acceptat pe Iisus ca miel de jertfă în locul nostru. L-am acceptat pe Domnul Iisus ca preot și ca mare preot, mijlocitor între noi și Dumnezeu. Sau, înșelați de Satana, amăgiți de
imaginea falsă pe care o putem avea, autoînșelați de considerându-l că suntem destul de buni față de alții, să putem să respingem chemarea lui Iisus la mântuire, să credem că putem să rezolvăm singuri păcătoșenia noastră și să pierdem tot ceea ce putem să păstrăm astăzi prin jertfa Domnului Iisus. Ziua judecății, nu știe nimeni. Știm doar că perioada judecății a început. Și în ocazia următoare o să descoperim cum în mod profetic Dumnezeu a stabilit ziua în care se va începe judecata de cercetare. Aceasta fiind 22 octombrie 1844. Dar până atunci să ne gândim la ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru noi. Și când vorbim despre judecata lui Dumnezeu, nu avem altceva de făcut decât să ne bucurăm dacă rămânem în El, pentru ca bucuria noastră să fie deplină.